Bine ați revenit! Se pare că după pauza de masă au fugit mai mult să tragă un pui de somn sau revin în curând de la țigară. Vă mulțumesc că ați rezistat și că sunteți interesați de domeniul IT. Pentru noi topurile sunt un nou prilej de a ne lupta într-un fel cu companiile. În România să faci topuri este o obișnuință a oamenilor din media, de a mai face un pic de buzz, un pic de scandal, să spunem. Și ne-am ferit întotdeauna noi cei de la Biz de topurile făcute degeaba. De topurile în care vorbești despre cei mai bogați, cei mai frumoși, cei mai puternici sau cei mai admirați și în care, de fapt, oamenii cei mai importanți nu există. Cred că ați constatat și voi aceste mari probleme. Și am reușit să facem alături de parteneri pe care am căutat și selectat topuri pe sufletul nostru. Brandurile românești, cele mai puternice, cele mai performante companii din România, care plătesc taxe la stat și au profit, care nu scade de la an la an. Companii care cred că nu există, de fapt, dar ele în realitate sunt. Dar nu sunt interesante, pentru că nu e nimeni acolo care să facă tam-tam pe TV. Un astfel de top este și cel pe care îl lansăm astăzi. Și sunt foarte încântată că am reușit să ne găsim parteneri. Mulțumesc încă o dată, Andreea. Este clar că în IT este cel mai bun moment. De mulți ani. Și o să mai dureze acest moment. Și că suntem pe creștere. Și că toată lumea ar vrea, dacă se pricepe, să lucreze în acest domeniu. Este locul în care orice angajat are salariu mare, are bonusuri, are multe pretenții și ele se îndeplinesc. Ceea ce, sincer, aș vrea să vedem și în discuțiile care urmează după top, este dacă ei, într-adevăr, merită toate acele bonusuri și locuri de joacă și beneficii. Pentru că sunt multe momente în care există programatori care au salarii foarte mari și ar putea să aibă salarii și mai mari dacă ar mai face un proiect, dacă s-ar muta într-un alt oraș, dacă ar mai accepta o provocare. Și nu o fac. Ați scos asta în evidență în top? O să vedem. Totul e secret. La topurile noastre niciodată nu știe nimeni pe ce loc se află. Și asta mi-a plăcut cel mai mult, pentru că toată lumea vine și ne întreabă: pe ce loc sunt? Trebuie să mă duc la coafor înainte? Trebuie să mă pregătesc să urc pe scenă? Nu o să facem o gală astăzi. Lansăm doar la zilele Biz acest top. Sperăm că poate de la anul, Andreea, poate o să facem gală și dăm și trofee. E o idee. Aoleu. O să vedem cum decurg lucrurile. Lansăm astăzi așadar cele mai importante 20 de companii de IT pentru care să lucrez. Și am să o invit în scenă pe Andreea Pătroiu, managing partner la Senior Tech. Felicitări, Andreea!